Bună seara, din nou vă spun la emisiunea Teologia în Actualitate. Suntem conectați din nou pe această cale și vrem să explorăm o temă interesantă care ține de practica creștină. Pe lângă cuvânt, rugăciune, creștinii practică și postul. Cum să practicăm postul? Și în special, tema emisiunii noastre din această seară este: postul creștin este opțiune sau obligație? Am invitat în dialog cu noi pe domnul pastor Timotei Rusu, profesor la Institutul Teologic Baptist din București, coordonează programul de formare în studiu biblic prin centrul de formare. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit pe dumneavoastră și ascultătorii! Motivul pentru care am invitat pe domnul pastor Timotei Rusu în acest dialog este că tocmai ce a finalizat o perioadă de post și a vorbit foarte mult în luna ianuarie despre post. De aceea am dorit ca să primim învățătură, informație, ghidare în ceea ce privește practicarea postului de la dânsul. Și aș începe cu prima întrebare: ce este postul? Postul vine de la ideea de a-ți astupa gura. Postul creștin, ca să-l numesc așa, este o renunțare la mâncare pentru scopuri spirituale. Și mulți folosesc postul și în alte domenii, îl folosesc și pentru postul de mass media sau post de televizor sau post de conversații. Ideea e că postul, în sensul lui primar, are de-a face cu mâncarea, pentru că mâncarea este o nevoie. Și noi, când postim, renunțăm la o nevoie materială pentru o nevoie mai mare, care este nevoia spirituală. Astfel, prin post, noi renunțăm de bunăvoie la o masă, la două mese, la trei, cât ne permite organismul și cât ne planificăm, pentru o nevoie mai mare, nevoia noastră de Dumnezeu și de a fi în prezența lui Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu. Deci, cu alte cuvinte, postul este o limitare a împlini nevoia, o nevoie, cum ar fi nevoia de hrană, pentru a ne focaliza pe o nevoie și mai mare, și anume nevoia de Dumnezeu. Ați amintit aici ideea de post de televizor, post de... Deci aceste lucruri nu se încadrează chiar foarte bine în ideea aceasta de post. Pentru că toate celelalte lucruri sunt doar niște dorințe ale noastre. Mâncarea este o nevoie. Și atunci când renunți la ceea ce este o nevoie pentru tine, atunci este jertfă cu adevărat. Când eram copil, ziua de post se numea zi de jertfă. Pentru că atunci, de fapt, jertfiai tocmai ceea ce ai nevoie pentru tine. Jertfiai o masă și organismul tău își cerea drepturile. Aveai poftă de mâncare și postul însemna îi spui nu stomacului tău ca să poți să-i spui da lui Dumnezeu. Mai mult și mai bine. Această idee de jertfă este foarte interesantă. Într-un fel, noi atunci când postim vrem să ne aducem pe noi ca o jertfă cumva lui Dumnezeu. E foarte interesantă asocierea dintre conceptul acesta de jertfă și conceptul de post, lăsându-l pe Dumnezeu ca să lucreze ceva în viața noastră. Când ne uităm în Sfânta Scriptură, sunt mai multe pasaje cu privire la post, dar care ar fi câteva pasaje care să le numesc cheie? N-aș vrea să facem o ierarhizare în Scriptură între versete importante, cele mai importante, dar care ar fi câteva pasaje cheie din Sfânta Scriptură care ne ajută să înțelegem ideea de post?
Aș începe, pentru că am vorbit despre jertfă, să facem o legătură cu textul din 2 Corinteni, în care Pavel vorbește despre ce înseamnă să fii un slujitor al lui Dumnezeu. Și spune că noi suntem vrednici slujitori al lui Dumnezeu și am demonstrat asta prin posturi. Sau când vorbește despre greutățile slujbei, spune în foame adesea, în posturi adesea. Astfel, Pavel face o diferență între simpla foame, când nu ai mâncare, care este o suferință, și postul, care este o jertfă. Ai avea mâncare, ai deschide frigiderul, ar fi mâncare în el, dar îl închizi ca să spui: eu am o altă dorință astăzi, să-mi hrănesc mai mult sufletul meu decât trupul meu. Acesta la Apostolul Pavel găsim, dacă ne întoarcem în Biblie, de la Apostolul Pavel de la Apocalipsa înspre Geneza, găsim pe Domn, Faptele Apostolilor, Biserica Primară, în special Fapte 13, în care ni se spune că ei în biserică vroiau să facă misiune și atunci s-au rugat și au postit. Dumnezeu le-a descoperit o strategie în timp ce ei s-au rugat și au postit, și apoi tot în urma postului au primit din partea Domnului lumină, cum să facă, pe cine să trimită. Au postit când au pus prezbiteri. Domnul Iisus vorbește despre post. Avem textul din Matei 6, în care ni se spune clar când postiți, cum să o faceți. Avem textul din Marcu 2, în care era o întrebare, probabil că o să revenim la ea: de ce ucenicii Domnului n-au postit în timp ce Domnul Iisus era cu ei? Găsim Matei 17, spus a Domnului: acest soi de draj nu este decât prin post și rugăciune. Dacă mergem în Vechiul Testament, găsim postul ninivenilor din Iona, capitolul 3, găsim chemarea Domnului la post din Ioel, capitolul 2, găsim Daniel, capitolul 10, postul lui Daniel, Isaia 58, neapărat trebuie să spunem, pentru că e probabil cel mai lung text care tratează problema postului, și dacă înțelegem acel text, atunci ni se dezleagă mai multe enigme legate de post. Plus, mai găsim în Deuteronom, când Moise vorbește despre cum a postit el și de ce. În psalm sunt câțiva psalmi, psalmul 69, despre post. Deci texte sunt suficiente, sunt de peste 50 de ori apare conceptul de post în Noul Testament și în Vechiul Testament, în Scriptură. Pentru că toți suntem aici la Sfânta Scriptură și am vorbit despre texte care sunt unde postul este menționat, aș vrea să vă întreb de ce postim, care e scopul postului, pentru că ca să iei o decizie să te limitezi de la a-ți împlini o nevoie de bază, așa cum a spus, și nu să fii forțat să nu mănânci pentru că nu ai mâncare sau alte contexte sau vrei să slăbești sau altceva, de ce mă limitez eu în mod deliberat de la a-mi împlini această nevoie, ce spune Biblia despre scopul postului? Aș pleca de la... Sunt multe scopuri, deci ar putea să fie o emisiune întreagă doar pe scopul postului, dar aș pleca de la cuvintele Domnului Iisus Hristos. Atunci când ucenicii lui Ioan și fariseii au venit la Domnul Iisus și au spus: noi postim, ucenicii tăi de ce nu postesc? Domnul Iisus le spune foarte clar: oare pot posti nuntașii cât mirele este cu ei? Vor veni zile când mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti. Când ucenicii erau cu Domnul Iisus Hristos, prezența Domnului era nemijlocită. Ei îl aveau pe Domnul Iisus cu ei, îl ascultau, îl experimentau, îl întrebau. Dar după aceea, după ce Domnul Iisus s-a înălțat,
ei au simțit că este și o îndepărtare a lor de Domnul Iisus. Este o formă nevăzută a Lui. Când Domnul spune, voi fi cu voi până la sfârșitul veacurilor, o face prin Duhul Său cel Sfânt, când este prezent într-o formă nevizibilă. Noi nu îl putem pipăi, dar avem nevoie să ne apropiem de El. Ni se spune, tot în pilda Domnului Iisus Hristos, că sămânța, de exemplu, căzută lângă drum, sunt cei care au auzit cuvântul, l-au primit cu bucurie și apoi vin îngrijorările, poftele, alte lucruri, lăcomia și înnăbușe sămânța aceea și nu o lasă să crească. Mirele a plecat și inima noastră, în care năvălesc grijurile, bogățiile, poftele, alte lucruri, fac neroditor, parcă încețoșează imaginea Domnului Iisus Hristos. Și prinși atât de mult în iureșul vremii acesteia, cu toate îngrijorările, cu toate știrile, cu toate problemele, parcă Domnul Iisus este undeva în colțul imaginii vieții noastre, nu mai este în centru. Prin post, noi spunem nu la toate aceste lucruri, la îngrijorări, la pofte, la mâncare, la ceea ce ne-ar defocusa și de la Domnul Iisus Hristos și citim cuvântul Lui, ne rugăm și experimentăm un alt sens al prezenței Domnului Iisus Hristos. Acesta este, dacă vreți, înțelesul primordial pe care Domnul Iisus Hristos dă postului. Tocmai de aceea postul este o apropiere de Domnul, este un act de închinare. Folosim Roman 12 să ne aducem trupurile noastre ca o jertfă vie. Și atunci când noi postim, noi de fapt jertfim și spunem, Doamne Iisuse, trupului acestuia nu vreau să-i dau acum mâncarea pe care o cere, nu vreau să-i dau dulcele pe care îl cere, pentru că eu am nevoie de Tine și vreau să experimentez prezența Ta. Apoi postul este asociat cu zmerirea. Interesant că în Vechiul Testament exista o zi mare, cea mai mare zi a lor, când marele preot intra în Sfânta Sfintelor. Și acea zi, cea mai mare sărbătoare, era o zi de post. Acum imaginați-vă că toate sărbătorile sunt asociate cu o masă. Și Domnul spune, în cea mai sfântă sărbătoare a voastră, în ziua ispășirii, să te smerești, să postești. Postul înseamnă smerenie. Noi tindem întotdeauna să ne mândrim. Este păcatul mama, dacă vreți, părinte, al tuturor celorlalte păcate. Din mândrie, un arhanghel a devenit demon, pentru că a considerat că locul pe care îl are el nu este suficient de înalt pentru el. Dar când postești, atunci te smerești. Smerenia e un efect extraordinar al postului. Și prin post, eu nu doar că mă zmeresc, dar eu mă întorc înspre Domnul. Ninivenii, de exemplu, au avut această experiență extraordinară. Când un rege păgân vine și dă o poruncă, 3 zile, să nu mănânce, să nu bea apă, nici oameni, nici animale. Și ni se spune în text că ei s-au întors de la căile lor rele. Au postit și în timp ce posteau, sau postul, i-au ajutat să se întoarcă de la căile lor rele. Aici este valoarea morală a postului. Pentru că postul în sine nu are o valoare care să îl schimbe pe Dumnezeu.
Dumnezeu nu a intervenit și nu a iertat ninivenii pentru că au postit. Au iertat ninivenii pentru că s-au întors de la căile lor rele. Postul i-a ajutat să facă această schimbare de atitudine de la căile lor la căile Domnului. Și astfel Dumnezeu a venit și a, oamenii zic, s-a schimbat Dumnezeu. Nu. Dumnezeu a zis, în starea în care sunteți, dacă perseverați în ea, 40 de zile veți fi nimiciți. Dar ei au părăsit starea. S-au întors înspre bine. Și este un verset frumos care spune, Dumnezeu se uita cum ei se întorc. Și era o plăcere în inima lui Dumnezeu. Nu că ei au postit, nu că ei s-au chinuit, ci pentru că s-au întors de la faptele lor rele. Aici este cheia Vechiului Testament la post. Postul în sine trebuie să te ducă la pocăință. Postul trebuie să fie nu doar o atitudine a stomacului, ci o atitudine a sufletului. Isaia 58 este, dacă vreți, un răspuns al lui Dumnezeu la supărarea evreilor. Noi postim și postim degeaba. Uite, am postit, ți-am dat lista noastră de rugăciune, am spus rezolvă A, B, C, D, E și n-ai rezolvat niciuna. Și noi, ca niște pipirici, ne-am tot arătat că suntem de triști, că suntem de supărați, că noi postim. Și Domnul spune, păi ăsta e postul plăcut mie. Asta vreau eu de la tine, să te chinui. Eu vreau de la tine să te schimbi. Eu vreau de la tine să intri în prezența mea și prezența mea să te schimbe. Să dai drumul robilor, să fii bun, să fii iertător, să nu-ți faci poftele tale și să te desfătezi de mine. Să fiu eu desfătarea ta. Să fiu eu ceea ce îți dorești cel mai mult. Și atunci vor veni celelalte binecuvântări pe care ți le voi da. Atunci vindecarea ta va răsări îndată. Atunci soarele tău va răsări. Atunci mă vei chema și eu voi răspunde. Este un Dumnezeu care spune, abia aștept să răspund la pocăința ta, la schimbarea ta. Și postul ne ajută să facem această schimbare, să spunem stomacului jos de pe tron, să spunem Dumnezeu este pe tron și de El am nevoie cel mai mult. Astea sunt două chei din Vechiul și din Noul Testament. Mai deci, cu alte cuvinte, postul sau scopul postului este să ne ajute să schimbăm direcția dinspre noi, dinspre eu, spre Dumnezeu, dinspre faptele mele care sunt și ele se transpun în căile noastre, așa cum Scriptura le spune, spre căile lui Dumnezeu, spre a descoperi căile lui Dumnezeu, o schimbare dinspre dorințele noastre, spre dorințele Lui. Toate acestea le-am găsit în conceptul acesta de smerenie și cu alte cuvinte, Dumnezeu când ne invită să postim, ne invită la o schimbare, de fapt, de direcție. Că mai avea ceva de spus legat de scop aici, cred că. Da, da. Mai sunt și alte elemente legate de scop, ceea ce se întâmplă. În momentul în care postim, postul întotdeauna este asociat cu ceva. De cel mai multe ori este post cu rugăciune, este post cu slujire, post cu scriptură, al postul cu rugăciune. Postul ne dă forță rugăciunii noastre. În Isaia este o expresie care spune, voi nu ați postit așa încât să vi se audă glasul sus. Sunt unii care au impresia că dacă ridică vocea, sunt mai auziți. S-ar putea să audă cineva din cealaltă cameră sau de afară că tu strigi. Dar atunci când postești, postul amplifică rugăciunea ta. Sau dacă ar fi ca o săgeată, postul este acel arc, acea coardă care întinde săgeata rugăciunii și o trimite departe. Când postești, atunci rugăciunea ta ajunge la Dumnezeu. Postul ne dă
Din acest punct de vedere, ne dă mai mult timp de rugăciune, de exemplu. Gândiți-vă cât timp petrecem noi când este vorba de mâncare. Dacă îți propui să ai o zi de post, o zi în care tu să nu mănânci nimic, probabil să vorbim și de tipuri de post, dar o zi în care nu mănânci nimic, maxim bei apă, atunci tu nu mai trebuie să faci cumpărături, atunci nu mai trebuie să gătești, nu mai trebuie să pui masa, nu mai trebuie să strângi masa, nu mai trebuie să speli farfuriile. Ai mult timp pe care poți să-l dai lui Dumnezeu. Atunci tu ai mai multă concentrare a rugăciunii tale. Să poți să te concentrezi la Dumnezeu și poți să-ți amintește să te rogi mai mult. Când ți-e foame, te întrebi de ce mi-e foame. Ah, eu astăzi vreau să caut mai mult fața lui Dumnezeu și te rogi mai mult lui Dumnezeu. Și probabil cel mai important lucru este că postul îți pregătește inima pentru răspunsul pe care Dumnezeu vrea să ți-l dea. Probabil cel mai intrigant episod din viața lui David este un post. Știm că David a păcătuit, se naște un copil și Dumnezeu vrea să îl ia. Și David încearcă cumva, încearcă să pledeze în fața lui Dumnezeu pentru copil. Și se roagă și postește. Și așa cum făceau orientalii, într-un mod foarte dramatic, se aruncă cu fața la pământ, se îmbracă într-un sac și plânge și plânge și se roagă și se roagă și se roagă. Și își dă seama la un moment dat că ceva se întâmplă. Este o liniște prea mare. Sunt oamenii care, slujitorii care șoptesc. Și el întreabă, spuneți-mi, a murit copilul? Și ei spun, împărate, cum să-ți spunem, cred că, da, a murit. Și ce a făcut David? S-a ridicat, s-a schimbat, s-a spălat, aduceți-mi de mâncare. Și oamenii toți s-au rămas uimiți. Cum? Atunci când copilul trăia, posteai? Și acum când a murit, ai întrerupt postul? Și iată răspunsul lui David. Vreau să-l citesc din 2 Samuel 12, versetul 22. El a răspuns, când trăia copilul, posteam și plângeam, că ziceam, cine știe dacă nu se va îndura Domnul de mine și dacă nu va trăi copilul? Acum, când a murit, pentru ce să mai postesc? Pot să-l întorc în viață? Eu mă voi duce la el, dar el nu se va întoarce la mine. David spune foarte clar, am postit, am pledat, Dumnezeu mi-a răspuns, eu accept. Postul nu înseamnă să-l schimbi pe Dumnezeu. Postul înseamnă să te schimbi pe tine. Și asta este probabil cea mai grea schimbare, mai ales în mintea unor creștini care vor cumva să placă lui Dumnezeu. Și au impresia că postul este canonul pe care îl fac, cumva să-i placă lui Dumnezeu. Sau postul e modul în care răsucești mâna lui Dumnezeu la spate. Auzi mereu spunându-se, ai o problemă, postește o zi. Nu s-a rezolvat, postește 3 zile, postul este rece. Nu s-a rezolvat, postește 7 zile, nu s-a rezolvat, postește 21 de zile. E ca și când încerci cumva să-L forțezi pe Dumnezeu, forțezi mâna lui Dumnezeu până Dumnezeu spune gata, 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 nu mai, îți dau. Nu e așa. Postul te schimbă pe tine și spui, Doamne Dumnezeule, eu îmi doresc asta din toată inima, dar dacă Tu ai un alt plan, eu accept. Poate astea legate împreună le găsim în viața lui Pavel foarte frumos. Spune, Pavel mărturisește el că Dumnezeu i-a dat un țepuș ca să nu se îngânfe, să nu se mândrească. Și el s-a rugat. Câte zile s-a rugat? 7 zile? 21? 40? El spune, de 3 ori m-am rugat lui Dumnezeu. De 3 ori. Am zis, Doamne, uite, te rog, scapă-mă de țepușul ăsta. Și s-a mai rugat odată. Și s-a mai rugat odată. Și apoi nu s-a mai rugat. Dumnezeu i-a răspuns. Dumnezeu a zis, te-am ascultat. Răspunsul meu este nu.
Și el a zis, am postit, m-am rugat, accept răspunsul tău, Doamne. Asta vrea Dumnezeu de la noi, să ne punem în voia Lui, să spunem, Doamne, eu vreau ceva pentru viața mea, dar nu știu dacă este cel mai bine, dă-mi ce este mai bine. Și Dumnezeu ne răspunde la rugăciuni și postul ne ajută să spunem, mulțumesc, Doamne, chiar pentru un alt răspuns decât răspunsul pe care mi-l dai Tu. Deci, asta e legat de rugăciuni. Cu alte cuvinte, postul schimbă direcția noastră și focalizarea noastră dinspre noi, dinspre dorințele noastre, dinspre căile noastre spre Domnul. Ați mai spus că postul cumva dă forță și disciplinelor spirituale și atunci când citesc din Scriptură, când mă rog și celelalte discipline spirituale sunt însoțite de post sau postul însoțit de aceste discipline spirituale, viața noastră spirituală, interacțiunea noastră cu Dumnezeu este întărită, comuniunea noastră cu Dumnezeu și ați mai spus postim și pentru a cere un răspuns de la Domnul, dar în special pentru a ne pregăti inima să primim răspunsul Domnului și ne-ați dat aceste exemple. Cum ar trebui să postim pentru ca să își atingă scopul postul? Am vorbit despre scop, dar cum ar trebui să postim în așa fel încât să își atingă postul scopul? Deja am spus aici că unii cred că cu cât postești mai multe zile, cu atâta postul are o forță mai mare și cumva Dumnezeu se va lăsa impresionat de numărul zilelor. Cum ar trebui să postim? Noi neapărat ar trebui să postim voluntar. Asta e primul lucru. Domnul nu ne obligă să postim, dar El așteaptă să postim. Mi-a plăcut subiectul emisiunii, dacă postul este o obligație sau dacă este o alegere a noastră. Sunt creștini și chiar am căutat mai multe materiale despre post. Cineva era foarte triumfalist, așa să ne spună, postul este din iudaism, creștinii n-ar trebui să postească. Alții sunt în cealaltă extremă de care spuneam, postul un fel de greva foamei în care revendici de la Dumnezeu anumite lucruri sau obții anumite lucruri de la Dumnezeu. Noi ar trebui să postim de bună voie, dar ar trebui să știm că Dumnezeu așteaptă să postim. În Matei, în predica de pe munte, în Matei 6, nu spune dacă postiți, dacă vă rugați, dacă faceți milostenie. Ce spune? Tu când te rogi, când faci milostenie și când postești. Dumnezeu se așteaptă ca noi să ne rugăm, se așteaptă să facem milostenie, se așteaptă să postim. Dar ar vrea să nu o facem ca farisei. Dacă o faci pentru lauda ta, dacă o faci pentru imaginea ta, este degeaba. Știți că au mers doi oameni să se roage și unul spune, Doamne, eu postez de două ori pe săptămână. Ești impresionat, Doamne? Ce zici? Uite-te la păgânul ăsta. Ăsta nu postește deloc. Și păgânul, vameșul de acolo, el spune doar, ai milă de mine, păcătosul. Și Domnul spune, vă spun, vameșul a plecat iertat, a plecat socotit neprihănit. Pe când fariseul? Nu. Tatăl nostru vede în ascuns. Postul trebuie să fie voluntar, neapărat voluntar. Postul trebuie să fie în cadrul în care Dumnezeu l-a gândit, pentru scopul pe care Dumnezeu l-a gândit. Desigur, n-am epuizat scopurile postului. Noi postim, da, postim și pentru
slujire, postim pentru alți oameni, postim pentru victorie din viața noastră, postim pentru victorie spirituală. Da, textul din Ezra este foarte clar. Acolo la râul Ahava am vestit un post de smerire și am chemat numele Domnului, post și rugăciune, să cerem o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri, pentru tot ce este al nostru. Da, postim pentru familia noastră. Da, postim pentru soț, pentru soție, pentru copii, pentru căsătoria lor, pentru mântuirea lor. Da, postim pentru toate aceste lucruri, dar le facem punându-ne în voia lui Dumnezeu și spunând: Doamne, lucrează Tu. Postul trebuie să fie potrivit și cu nevoia. Pavel spune, cu asta am început, nu, în posturi adesea. Când e mai mare provocare spirituală, e mai mare nevoie de post. Și cu cât cel rău se simte mai mult atacat, e nevoie mai mare de post. Știm incidentul de la poalele muntelui schimbării la față. Se coboară Domnul Iisus cu cei trei de pe munte și în absența lui, un tată își aduce copilul la ucenici. Ucenicii știau tot. Știau cum a scos Domnul azi demoni, știau tonalitate, știau text, știau absolut tot. Un singur lucru nu aveau: puterea pe care o avea Domnul Iisus Hristos. Și i-au încercat și n-au reușit. Și vine Domnul și cu o frază a rezolvat problema. Ucenicii mirați, se uită unul la altul, dar asta am zis și noi. De ce nu s-a întâmplat nimic? Și seara, în casă, îl întreabă învățătorule: spune, de ce tu ai reușit și noi n-am reușit? Și vine Domnul și le spune: acest soi de dragi nu este decât cu rugăciune și cu post. Postul, spuneam că este o jertfă. Satana nu știe să jertfească. Este total împotriva naturii lui jertfă. De jertfă fuge. Soția mea iubește florile și sunt anumiți păduchi care, țestoși se numesc ei, care foarte greu trec, numai cu o anumită soluție. Există mai multe tipuri de demoni. Probabil că și ca forță sunt unii demoni, îi găsim care erau la împăratul Saul, nu? Și vine David și au cântat la harfă și demonii au fugit. Sunt unii demoni care ies cu muzică. Sunt alții care probabil intră cu muzică, depinde. Sunt unii care ies cu rugăciune. Sunt unii care ies probabil în adunarea sfinților. Dar sunt unii care nu ies decât cu sacrificiu, cu jertfă. Țineți minte ce reacție a avut Petru atunci când Domnul Iisus a zis: eu mă voi jertfi. Imediat a zis: să te ferească Dumnezeu, Doamne, cum jertfă? Și Domnul a recunoscut aceeași duh, aceeași ispită a satanei și spune: înapoi a mea, satanul. Nu l-a făcut satana pe Petru, ci a recunoscut îndemnul satanei. Până și la cruce i-a zis: dă-te jos dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu. Postul este extraordinar. Noi ar trebui să postim și în funcție de provocările spirituale și neapărat ar trebui să postim și în funcție de starea de sănătate. Sunt unii oameni care au zis: aș posti, dar nu pot mai mult de o zi, nu pot mai mult de 2 zile. Eu zic că ar trebui luat în calcul starea de sănătate. Ar putea să fie întrebat un medic, medicul tău care spune: uite, aș putea, mai ales dacă e pe tratament sau ai o stare de boală avansată. Și Dumnezeu nu cere, de-aia nu găsim o poruncă în Biblie, postește 7 zile, pentru că Dumnezeu ne tratează individual. S-ar putea ca un post pe care îl ține unul care este pentru care să sară peste o mâncare înseamnă o jertfă mare, să însemne mai mult decât altul care postește 3 zile. Exact ca bănuțul văduvei.
Dar scopul nu e să-ți distrugi sănătatea ta pentru post. Și de aceea e important să întrebi medicul, e important să citești despre asta, e important să te pregătești pentru post, nu tragi o friptură puternică seara, că de mâine postești și o iei treptat, și de asemenea când ieși din post, trebuie să o faci treptat, să reînveți organismul. Dar astea sunt toate lucruri care se pot afla. Avem nutriționiști care ne pot ajuta, ce să-i dai organismului tău. Dar dincolo de asta e partea spirituală. Postul este mai întâi de orice o apropiere de Domnul, supunere a noastră la picioarele Domnului, o reîntronare a lui Hristos în viața noastră, o repoziționare la dispoziția Duhului Sfânt, să spui: Duhule al lui Dumnezeu, uite, arată ce e în mine. Și în post, vă spun eu, în post se va vedea așa de bine din ce ești făcut. În post se va vedea așa de bine, zicea cineva: păi eu când nu mănânc sunt nervos. Păi ești nervos și înainte, doar că înainte te-ai drogat cu gluten, cu dulce, nu? Noi de multe ori suntem anesteziați că mâncăm dulce. De-aia unii zic că afacerile cele mai bune se fac la masă. Când acolo se simte bine Da. Adam, se simte bine și atunci devii generos. Dar când postești, îți dai seama că de fapt tu ai răutate înăuntru. Îți dai seama că ești mai mânios decât crezi tu, îți dai seama că ești mai invidios decât crezi tu, îți dai seama că ești mai mândru decât ești tu, mai ales atunci când te uiți la altul. Dacă tu postești 2 zile, deja imediat vine mândria să spună: dar uite, tu știi că e cu tare, nu o posti nici măcar o zi. Și toate astea arată cine ești cu adevărat și spui: Duhul al lui Dumnezeu, mulțumesc că mi-ai arătat. Acum ia controlul și rodește în mine. Eu vreau să mă pun la dispoziția ta. Și dacă postul este o înfrânare a poftelor, atunci suntem exact în direcția în care vrea să rodească și Duhul prin noi. Deci, dacă ar fi să sumarizăm, recapitulăm ce am înțeles din ceea ce ați expus, mai întâi de toate, postul trebuie să fie voluntar. E decizia noastră să postim, nu o facem într-un spirit tradițional, nu ne conformăm unor norme neapărat, ci este o dorință noastră. Ați vorbit despre faptul acesta să fie voluntar. Ați menționat scopul care ar trebui atunci când postez, trebuie să înțeleg de ce postez sau care ar fi obiectul postului și dacă postesc, eu trebuie să am în minte cumva clar care ar fi scopul și aici putem să mai discutăm dacă mai sunt anumite aspecte. Trebuie să postez cu atitudine de supunere și disponibilitate ca Dumnezeu să-mi lucreze în mine și să-mi arate anumite lucruri. Trebuie să postez potrivit cu măsura de sănătate, cu condiția mea fizică, cumva ați menționat. Nu știu dacă ar mai fi ceva sau poate dacă ceea ce am spus trebuie clarificat anumite aspecte. Apostolul are și valențe și răspunsuri extraordinare. Dar asta e frumos, că eu nu postesc ca să fiu mai sănătos. Deci dacă asta e postul meu, e mai mult o dietă. Dar interesant, dacă eu postez pentru ceva spiritual, Dumnezeu îmi dă bonus și parte de sănătate. Altfel funcționează organismul pe care înainte l-am tot îndopat cu tot felul de dulciuri. I-am dat că îi place, nu i-am refuzat nicio plăcere gustului. Așa zicea un frate, zice: auzi, frate, atâta mi-a mai rămas și mie, că de când m-am pocăit, eu nu mai curvesc, eu nu mai beau, eu nu mai fumez,
Atât am rămas și mi-e mâncare. Și mânc, și mânc, și mânc. Țin minte de o experiență interesantă când am fost să negociez sala pentru nunta lui Beni și a Andrei. Acolo era un meniu, m-am uitat atent la meniu și am văzut că era incluse și băuturile alcoolice. Și am zis, gata, aici am dat lovitura. Și am zis, domnule, noi suntem creștini evanghelici, suntem pocăiți, baptiști. Noi nu bem. Probabil că acolo vreo 6, 7, 10 euro din meniu ați putea să scădeți. Și zice dânsul, hai să vă spun că vă văd un om simpatic, vă spun și eu. Zice, pocăiții nu beau, dar mâncă. Dar mâncă la prăjituri. Asigurați-vă că nu rămâneți fără prăjituri. Noi, de obicei, la o nuntă, zicea el, gândim așa, 3-4 bucățele de prăjituri. Dumneavoastră gândiți 12-15 bucăți de prăjituri pentru că pocăiții mâncă, plagă. Acum, în momentul în care îi dai o pauză organismului tău, el zice mulțumesc frumos, mulțumesc frumos și începe să schimbe sursa de energie și ia din depozite și încep să te organismul să se purifice, să te simți mai bine. Da, te va durea capul, dar asta e un semn bun. Parcă te va durea stomacul, asta e un semn foarte bun. Astea nu trebuie să fie un scop în sine. Pentru asta faci o dietă și Doamne ajută. Dar Dumnezeu e atât de bun că vrea să-ți dea și niște bonusuri. Bonusuri pe lângă post. Dar nu asta trebuie să fie scopul în sine. Scopul să te rogi pentru o eliberare spirituală. Noi avem probleme, de multe ori suntem apăsați, suntem în situații grele, suntem în situații grele de familie, satana vrea să-și bată joc de noi, suntem ținta atacurilor. Când postești, atunci, ca și David, vreau să vă citesc câteva versete din Psalmul 69, în care el vine și vorbește de eliberare din problemele emoționale, circumstanțiale, de slujire, de direcția vieții. Iată ce spune David, Psalmul 69 cu 10. Plâng și postesc și ei mă ocărăsc. Mă îmbrac în sac și ei mă batjocoresc. Cei ce stau la poartă vorbesc de mine și cei ce beau băuturi tari mă pun în cântecele lor. Dar eu către tine îmi înalț rugăciunea, Doamne, la vremea potrivită. În bunătatea ta cea mare, răspunde-mi, Dumnezeule, și dă-mi ajutorul tău. Scoate-mă din noroi ca să nu mă mai afund, să fiu izbăvit de vrăjmașii mei și din prăpastie, să nu mai dea valurile peste mine, să nu mă închidă adâncul și să nu se închidă groapa peste mine. Din valuri, din adânc, el se roagă, din mijlocul vrăjmașilor, postește și se roagă. Avem nevoie de eliberare, avem nevoie de direcție, avem nevoie de călăuzire în viață. Nu știm ce să facem. Postul ne sensibilizează urechea noastră care este prinsă cu muzică, mintea noastră care este adesea prinsă cu atâta dulce care băgăm în noi, nu mai gândește corect. Atunci când îi dai pauză, poți să auzi mai bine vocea Domnului. Atunci poți să ai o direcție clară în viață, să știi ce să faci. Te rogi pentru partenerul tău, ai impresia că îl poți schimba, nu îl poți schimba. Le spun tinerilor, dragii mei, dacă vă căsătoriți cu ideea că se va schimba, vă înșelați. Dacă nu poți trăi cu lucrurile negative care oricum nu le-ai prea văzut, Cum atunci am nu te putea poți. să-i ajutăm pe alții, să mai avem doar 4-5 minute, și cum am putea să-i ajutăm pe alții, să-i încurajăm să intre în această disciplină apostolului, în special pe cei din biserică, unii care nu sunt foarte înclinați și dornici să facă lucrul acesta? Eu cred că pleacă de la pastorii, prezbiterii, conducerea bisericii. Eu am avut o perioadă în viață în care nu am prea postit și nici nu am prea predicat despre post, pentru că simțeam că aș fi un fățarnic să predic despre post și cineva să mă întrebe, frate, cum e în a treia zi de post? Aș posti și eu. Și să spun, păi nu știu. Deci primul lucru ar fi noi, păstorii, să
să începem să postim, să predicăm despre post, să înțeleagă frații ce e postul și să n-aibă așteptări greșite de la post. Sunt unii care au postit și s-au postit, dar degeaba. Exact, exact așa cum posteau evrei. Am postit și degeaba. La ce îmi folosește mie că postez? Apoi să putem să organizăm treptat o zi de post în care să încurajăm pe toți care vor să postească, să postească. Să facem o întâlnire de rugăciune la finalul zilei, în care toți care au postit să venim să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat. Să facem 2 zile de post, 3 zile de post și să-i ajutăm pe oameni. Am rămas uimit anul ăsta că am lansat ideea, mai mult soția mea a lansat-o și am avut pe Facebook și am avut răspunsuri extraordinare. Au fost din Suedia, au fost din Anglia, au fost din alte orașe din țară care a spus și eu aș vrea să postesc mai multe zile. Mi-am tot gândit. Singur n-am reușit. Și am făcut un grup de WhatsApp în care în fiecare zi făceam o meditație, o încurajare, le-am dat niște sfaturi medicale, practice, nutriționale și oamenii s-au simțit că nu sunt singuri într-o luptă așa de mare. Și răspunsurile sunt pe măsură. Ați amintit de experiența pe care ați avut-o cu postul anul acesta, dacă știu bine, 22 de zile de post. Ce beneficii personale ați experimentat în urma acestui post? Mai avem doar câteva minute și poate cu o notă personală vom încheia această emisiune. Da, dacă aș începe cu ceva fizic, cântarul s-a bucurat, mi-a zâmbit, și eu i-am zâmbit lui, înainte mă încruntam la el, acum ne-am zâmbit reciproc. Tensiometrul mi-a zâmbit, glucometrul mi-a zâmbit, astăzi niște bonusuri. Dar am simțit înăuntru meu că mi s-a întărit încrederea în Domnul, am avut un sentiment de bine spiritual și de încurajare că, uite, se poate. Am privit altfel lucrurile, aveam anumite domenii în viață care mă stresau mai mult și am reușit să am un alt nivel de pace și de liniște. Am putut să spun, Doamne, eu nu controlez nimic de fapt. Și de ce mă stresez eu să controlez atitudinile altor oameni sau decizii sau când Tu ești în control? Doamne, fă ceea ce este mai bine cu mine, cu slujirea mea, cu viața mea. Am găsit starea aceea de bucurie că ai făcut ceva pentru Domnul și că Domnul ascultă și că poți să încurajezi și pe altul și a vedea cum alții sunt bucuroși că au reușit să postească și să se apropie de Domnul și să primească răspuns la rugăciuni este o răsplată dincolo de cuvinte. Vă mulțumesc mult pentru toate aceste sfaturi, adevăruri pe care le-ați adus înaintea noastră din Cuvântul lui Dumnezeu, dar și în experiența practică și vă mulțumesc pentru că ați participat în această emisiune. Mulțumesc și dumneavoastră celor care ne-ați urmărit. Cred că au fost niște sfaturi extrem de benefice pentru noi. Postul înseamnă să ne concentrăm mai mult pe Dumnezeu decât pe noi, să ne așezăm inima în acea stare de disponibilitate de a primi de la Domnul ce are El pentru noi. Toată această practică spirituală, disciplină spirituală este benefică pentru noi, ne întărește pe fiecare dintre noi în credință și ne ajută să putem să devenim creștini mult mai fortificați în ceea ce avem de făcut în lumea aceasta, devenind postul un stil de viață până la urma urmei. Vă doresc tuturor o seară bună, la revedere și vă mulțumesc mult pentru că ne-ați urmărit. La revedere!